Vorbim în continuare, citim din Govinda Lilamrita, din capitolul 1, am ajuns la versul 22. Papagalița Mangibashini. Papagalița înseamnă șari în sanscrit. Șari Mangibashini Aradei stă într-o colivie strălucitoare de aur, într-un colț al templului jocurilor divine, Vilas Mandir. Această papagaliță învățată a fost martora celor mai intime jocuri din timpul nopții, dintre Radha și Govinda. Și începe să recite versuri selecționate, după cum urmează. Jaya Jaya Krishna Chandra, prietenul Gokulei, Gokulabandhu. Jaya Vrindavan Nath, ocean de rasa. Te rog, ridică-te din patul de flori. Chiar dacă e mai proaspăt și mai răcoros decât luna. Scoală pe draga ta iubită, care e cuibărită în adăpostul drag al brațelor tale, extenuată datorită jocurilor iubirii, ratichelii, din timpul nopții. Tica. Papagalica Mangibashini, sunt locuitor etern ai vragii, ai vragii, care au fost mari înțelepți, învățați în viețile lor anterioare. Versetul 24, Mangibashini continuă. Hei, Vrajaraji, soarele se ridică repede, datorită cruzimii sale naturale, pentru îndrăgostitele Praja Kishori. Așa că ia-o pe iubita ta și duceți-vă acasă. Părăsiți repede în țărmurile împădurite ale Yamunei. Adică Prajavasi s-ar putea să se descopere pe Radha Govinda, pentru că vin dis de dimineață să facă baie în Yamuna. Apoi Mangibashini îi se adresă Radhe. O Sakhi cu ochi asemenea lotușilor, o cea castă, corpul îți este slăbit datorită jocurilor iubirii. Așa că nu e nicio greșeală din partea ta să dormi împreună cu Vilas Nagar, Krishna, în Kunja. Dar chiar și în acest caz, uită-te la cerul de la răsărit, care s-a înroșit de furie, pentru că asemenea prietenilor lui Chandravali nu poate tolera fericirea ta. Prietenul lui Chandravali, Shaibya Padma. Mangibashini continuă. O Padma Nayani, cea cu ochi asemenea lotușilor, rai,
Noaptea s-a sfârșit. Dimineața a sosit. Discul soarelui se apropie de orizont. Și o nouă zi începe. A sosit timpul să renunți la plăcerea patului răcoros făcut din petale moi. Papagalul Vichakshan, Shuka, seamănă papagal, un orator elocvent, de mare echilibru și o profundă dragoste pentru Krishna, începu să recite versuri atrăgătoare, pline de sunete clare, dulci și succinte, pe deplin capabil de a-l trezi pe Madhava. El spune: toate gloriile cauzei fericirii vrajavasilor, o Aciuta, cel fără de greșeală. Tocmai de aceea îi spune Aciuta, ca să nu greșească. Tu ești viața frumoaselor din Braja și lăcașul asemenea lotusului pentru ochii lor, ce sunt asemenea albinelor. Tu faci să crească plăcerea lui Maharajnanda în fiecare clipă. Tu aduci bucurie devoților ce ți s-au dedicat ție. Toată gloria să fie a ta. Comentar. Vichakshan înseamnă deștept. Acest nume se potrivește momentului. Și reamintește că, de fapt, în mod subtil, că, de fapt, Krishna ar trebui să o ia la drum spre casă, imediat. Deoarece Brajabasi îl consideră pe Krishna ca fiind singura lor sursă de fericire, vor dori să-l viziteze. Casă la el, în Nandagram, tiste dimineața, să-l vadă de îndată ce se trezesc. În mod similar, copile din Braja, cele care sunt mai în vârstă, ca să spunem așa, se grăbesc cu toate să ajungă în Nandagram, unde locuiește Krishna. Asemenea albilelor neliniștite care tânjesc, asemenea unor săgeți spre lotusii albaștri, asemenea lui Krishna, lotusul albastru. Lotus ce înfloreste dimineață. Apoi Vichakshan, cel deștept, înțelept, îl menționează pe Maharajnanda, ca și cum ar întreba ce se va întâmpla dacă Maharajnanda va intra în dormitorul tău și nu te va găsi acolo. Deci, dacă se va mișca repede, va sosi la timp și nimeni nu va ști dintre superiorii lui, ca să zicem așa, despre Premkeli cu Radha. Vichakshan continuă. Hei, cel cu ochii asemenea lotușilor, Kamala Nayana, n-ai văzut că iubita soarelui, soarele este Surya sau Arca, care e cerul de la răsărit, și a pus-o în ochi roșie, văzând că iubitul ei e roșu de dorință, va sosi curând după o lungă absență. De aceea, o, Krishna, a sosit timpul să te trezești aici, în această cungea clandestină, nu tocmai oficial, cu alte cuvinte, pentru că ei nu sunt căsătoriți, de aceea este activitatea lor este clandestină. În Purane cerul, comentariu, în Purane cerul de la răsărit e descris ca fiind o eroină a iubirii, Naika, independentă și îndrăzneață, iar soarelui e prezentat ca iubitul ei, Kanta.
Iubirea nestăpânită a acestora este un secret public. Adică nu prea este un secret. Și deși cerul de la răsărit nu este o femeie castă, ea își păstrează modestia în fața zeului soare. Cum? Acoperindu-și capul cu acoperământul roșu al razelor reflectate ale soarelui. Acesta este propriul ei sari. Cuvintele lui Bichakshan sunt de asemenea direcționate spre Radha, unde spune, pentru o femeie castă, așa cum ești tu, pierderea reputației ei este mai groaznică decât moartea. Bichakshan continuă, o Krishna e de datoria ta să protejezi reputația Radhei. Tu ești Kamala Nayana, cel cu ochi asemenea lotușilor. Dar atunci, de ce oare nu-ți deschizi ochii asemenea celorlalți lotuși la primul semn al apariției razelui soarelui? O Krishna, temându-se de apariția soarelui, noaptea fuge împreună cu bărbatul ei, Luna. Ca și ei, tu și Radha ar trebui să părăsiți repede malurile împădurite ale Yamunei. Ei, Govinda, păsările Chakravaki privesc cu un ochi către cerul înroșit de la răsărit, în timp ce cu celălalt îi caută pe bărbații lor absenți. Între timp, bufnițele, care sunt oarbe în timpul zilei, au intrat în scorburile lor, temându-se de inamicii lor ciorile. Și au devenit tăcute. Toate aceste semne îmi spun că soarele e gata să răsară. Așa că te rog să te scoli, O Krishna. În acest sens, trebuie spus că aranjamentul lui Krishna pentru natură este că există un loc, un timp propice și un loc propice pentru toate formele de iubire erotică. Cum în acest moment, păsările Chakravaki îi așteaptă pe bărbații lor de care au fost despărțiți în timpul nopții. Ce poate fi o dovadă mai bună că noaptea s-a sfârșit decât comportamentul bufnițelor? Fiind atașate de întuneric, ele s-au retras în scorburile copacilor în întuneric. De ce? Că vine ziua. În felul acesta, iar se tem de ciorile care sunt dușmanii lor în timpul zilei. În felul acesta, Bichakshan face aluzie la faptul că timpul nopții în care Krishna își petrece jocurile iubirii cu Radha s-a sfârșit. Gaura Premanande.